Suntem echipa surprize la tine acasă și Da. astăzi cineva drag ne-a trimis aici. Cineva care vă prețuiește și vă iubește foarte, foarte, foarte mult. Da. Cine ați bănuit? Nu știu, există mai multe persoane, dar cred că este cumnata mea, Andreea. Așa ziceți? Da. Nu știu, eu vă mai țin puțin în suspans. O să am pentru dumneavoastră o melodie. Da. Și o să am să vă transmit la final și un mesaj. Dar să nu vă emoționați, să nu plângeți. Deja sunt. Da. Noi avem aici un tortuleț, dacă mă ajutați dumneavoastră și îl puteți ține. Avem și floricele de săpun, puteți să le țineți și pe acestea? Da. Și o sticluță de șampanie, da. Să o beți dumneavoastră sănătoasă, nu știu unde să o pun. O țineți dumneavoastră. Haideți să auzim melodia, să vedem ce zice. Vreau să încep cu sincer mulțumesc. Ai fost acolo lângă mine să te asigur că zâmbesc. Fost umărul pe care am plâns, dar și fata lângă care nu mă mai prea miros. Câte amintiri avem împreună și de câte ori ți-am zis că ești nebun. Vreau să înțelegi că orice s-ar întâmpla, te iubesc. E cea mai bună prietenă mea, aș da orice să rămâne mai. Da, cumnata dumneavoastră, doamna Andreea și domnul Avram. Da. Și noi mai avem și un mesaj. Da. Un mesaj care vine din inimă, cu multă, multă dragoste pentru dumneavoastră și spune așa. La mulți ani, prințesa mea, sunt foarte mândră de tine. Dumnezeu m-a binecuvântat cu o cumnată care nu e doar cumnată. Pentru mine ești soră și cea mai bună prietena mea. Întotdeauna ne-ai fost alături, atât în clipele de fericire, cât și în clipele grele. Când am trecut prin unele din cele mai dificile zile din viața mea, tu ai fost acolo. Nu trebuia să spui nimic, doar prezența ta sau o conversație la telefon mă făcea să mă simt mai bine. Să rămâi mereu la fel, să nu te schimbi niciodată pentru nimeni și nimic. Să fii mereu tu, Jennifer, cea nebunatică, persoana care îți dă o stare de bine doar dacă zâmbește. Ești unică, minunată, specială și frumoasă. Să nu uiți niciodată asta, indiferent de ceea ce îți scoate viața în cale. Vă iubesc mult și pe tine, și pe micuța mea, Jennifer, și deja îmi e dor de voi. La mulți ani, îmi pare rău că nu am putut fi acolo lângă tine, dar să te distrezi, că meriți tot ce e mai bun. Cu drag, Andreea și Avram. Mulțumesc mult! Și eu iubesc foarte mult și pe ea și pe fratele meu, Avram. Și mă scuzați, sunt foarte emoționată. Vreau să îi mulțumesc lui Andreea pe această cale că tot timpul a fost alături de mine și mi-a dovedit cu fapte și nu doar cu vorbe și îi iubesc din toată inima mea și din tot sufletul meu și sunt cea mai binecuvântată persoană din lume că i-am aproape și în special pe Andreea că e prietena mea, e sora mea și este sora pe care nu am avut-o și mi-am dorit-o dintotdeauna. Vă iubesc mult și este cea mai frumoasă surpriză pe care ați putut să mi-o faceți. Chiar mi-ați făcut ziua frumoasă. Vă iubesc mult!